Salutare, bă, băieții, bine v-am regăsit la un nou videoclip. Băi, vreau să vă fac foarte repede acest videoclip să vi-l postez, să vă explic mai exact de ce am fost scos din facțiunea Lăsă Taxi, pentru că am fost în Lăsă Taxi și am fost scos pentru un motiv foarte, foarte banat, mai exact pe motivul limbaj vulgar PF. În Lăsă Taxi era o fată pe nume Diana.Paula și eu am vrut să o stric pe chat-ul facțiunii și în loc de Diana.Paula am scris Diana Pula. Pentru asta ea mi-a făcut imediat PM, s-a uitat, a pus la nelămuriri Iulian, vreau să spun că băiatul Iulian n-are efectiv nicio legătură, n-are nicio vină pentru ce s-a întâmplat. Am strigat-o pe Diana.Paula și din greșeală în loc să scriu Paula, am scris Pula. Și pentru acest lucru mi-a făcut post, căci când mă joc de ea și nu știu ce. Odată ce ai numele Paula, îți asumi că anumite persoane care scriu foarte repede, probabil mai omit anumite litere, cum a fost și în cazul meu. Am uitat să pun litera A și n-am mai pus litera A și aici asta, din păcate, și cam pentru asta a fost, cam asta este PM-ul pe care l-am primit eu. Ok, la nelămurirea lui Iulian a răspuns Cosmin. I-a răspuns acolo Cosmin și a spus că nu este de sancționat și ba chiar o să vă arăt și acum, vă arăt PM-ul. Stați așa puțin, intrăm aici. Ok, aici am băgat explicațiile și mi-a spus. După ce m-am consultat cu un admin 4, acesta mi-a spus următoarele. Nimic, adică că nu e de sancționat. S-a corectat după, dacă se mai întâmplă, va fi demis, pentru că eu aici m-am corectat. După ce am spus asta, m-am corectat, se poate vedea aici, să vedeți și voi mai exact. A răspuns Cosmin și a spus că nu se sancționează efectiv cu nimic. Acum nu știu dacă voi mai fi băgat în facțiune, doar că este penibil să fii scos pe un asemenea motiv. Tu să zici pe F, să strigi o anumită persoană și să-i greșești din greșeală numele. Și asta chiar pot spune că e o greșeală pentru că pe efectiv ai omis o singură literă. Ai omis A-ul respectiv. Când scrii repede, tu este foarte apropiat de A și în momentul respectiv uiți și lomiți pe A și nu-l mai pui și este altceva. Și pentru asta da, pentru o asemenea chestie poți să fii demis și observ că chiar există pe Bizon. Spuneam că nu ai cum să fii scos pe un asemenea motiv. Bă, mi se pare foarte, foarte banal. Lucrul ăsta îl faci fără să vrei, efectiv. Dacă te grăbești și vrei să postrigi, poți să greșești foarte, foarte ușor și să te scoată really pe bune. În fine, acum chiar sunt curios să văd ce o să zică și Grizzly. Am vorbit cu Grizzly, am dat un mesaj pe joc și el mi-a spus că pentru chestia asta se poate lua Factionhorn. Mi se pare că am și oricum, nu cred că are niciun rost să vi le pun. Pe lângă asta v-am spus, am mai vorbit și cu câțiva, un admin 5, 4, whatever, și mi-a spus că nu am cum să fiu sancționat. Un admin 4 mi-a spus prima dată inițial că da, pot să fi demis, doar că ulterior și-a schimbat puțin părerea. Bă, nu știu, mi se pare foarte banal în anii ăștia de când joc, nu mi s-a mai întâmplat niciodată. Și sperăm că va fi ultima dată și că ți va face dreptate să fii scos doar pentru că ai omis o singură literă și că ai omis litera respectivă să iasă o înjurătură. Mi se pare foarte penibil. Bă, nu fac clipul ăsta doar pentru a da cu... Nu fac clipul ăsta pentru a da cu hate comunității sau să mă iau de anumite persoane. Am spus, mi se pare complet aiurea. Chiar sunt curios să-mi scrii și pe acolo în secțiunea de comentarii. Să fii dat afară doar pentru că ai greșit o singură literă. Bă, voi realizați doar pentru că ai greșit o singură literă. Nu are efectiv Iulia nicio vină, nu înțeleg cum a ajuns Torino la concluzia asta. Bă, cam asta a fost, vreau să imediat să vă uploadez clipul și să vi-l pun să vedeți și voi. V-am pupat, băieți, numai bine!